UPL vă recomandă Proxanil. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport. Dacă în prima oră a emisiunii am discutat despre creșterea porcului, despre problemele pe care le au cei care se ocupă de sectorul suin, despre pesta porcină africană, o să schimbăm direcția și o să vorbim și despre sectorul horticol, cu atât mai mult cu cât astăzi a avut loc o conferință de presă intitulată sugestiv Horticultura românească în perioada de tranziție. La această conferință de presă, printre alții, au participat și domnii Victor Lăcătuș, profesor doctor. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru prezență! Și domnul Ion Păunel, președintele Sindicatului Producătorilor Agricoli OLT și reprezentantul Uniunii Salvăm Țăranul Român. Bună seara și dumneavoastră! Bună seara! Vă mulțumim de invitație! Și eu vă mulțumesc pentru prezență și apreciez faptul că de dimineață până astăzi ați rămas în București pentru a comunica și cu publicul nostru, cu telespectatorii AgroTV, din postura de reprezentant al legumicultorilor, de fermier. Haideți să le spunem oamenilor, n-aș vrea să citesc din această informare de presă pe care o am în față, să îmi spuneți dumneavoastră care sunt principalele subiecte, teme pe care le-ați atins în cadrul conferinței și apoi o să vin și eu cu anumite întrebări acolo unde consider că trebuie să dezvoltăm un pic subiectele și să le explicăm mai pe larg. O să încep cu domnul profesor Lăcătuș. Nu trebuia să începi cu mine. Domnul Păunel este foarte bine pus la punct o serie de probleme. Dar am să spun, cum am spus și în conferința de presă, domnul Ovidiu, vezi ce oficial sunt, da, s-au strâns atât de multe probleme care nu funcționează, s-au strâns atât de multe necazuri, că mă întreb, multe din ele ar fi fost și dacă nu era Covidul. Dar cu COVID-ul ăsta, parcă unele din ele au fost supradimensionate, au crescut peste, încât astăzi, de exemplu, sigur, toată lumea ar vrea să știe într-o emisiune scurtă, într-o intervenție scurtă, care sunt cele mai importante probleme. Aproape nu știm să mai facem sau nu putem să mai facem o prioritizare a acestora, pentru că au devenit toate foarte importante. Sigur că prezența mea între acești domni care reprezintă o serie întreagă, domnul Păunăr reprezintă câteva mii de producători, așa, și ceilalți care au fost la fel sunt reprezentanți foarte serioși. Eu, din punctul ăsta de vedere, nu reprezint atât de mulți, deși nu am dezlegare, n-ar fi trebuit, cred că, să spun, dar spun, nu am dezlegare că aș fi reprezentat, aș reprezenta aici și Uniunea Cooperativelor Legume Fructe din România, numită Hortintegra, a cărui președinte sunt încă în funcțiune, dar pot să spun mai bine că sunt reprezentantul tuturor colegilor și prietenilor mei care sunt în Cooperativa Agricolă Legume de Vidra, cum bine știți, unde am fost până de curând președinte de onoare și acum a trebuit să mă retrag din această funcție datorită acestor legislații încurcate. Las că sunt stufoase și toată lumea să plânge, dar multe n-au logică din ce se impune acolo. Acum nu face parte din ce m-ați întrebat, dar hai să zic, dacă tot am pomenit. Da, am vrut să ne facem subiect, grup, da, de producători. Vedeți că avem și, da, organizarea. Azi n-am abordat foarte mult organizarea producătorilor, care e un punct foarte important, foarte dificil, foarte delicat. Așa, hai să, am vrut să ne facem grup de producători. N-am putut. Pentru că în lista membrilor cooperativei Legume de Vidra figura un nume, Victor Lăcătuș, care nu are pământ și nu produce legume.
eu fiind acolo trecut, președinte de onoare. Drept care am zis, oameni, nu-i nimic. Nu se poate, mă retrag ca să putem face grupul de producători. Eu țin așa mult la oamenii aia, când au auzit, dacă se retrage, desfințăm cooperativa. Și până la urmă, în mod oficial astăzi, sunt director tehnic, care am acceptat funcția cu o condiție, neremunerat. Am înțeles. Da. Muncă benevolă. Muncă benevolă. E, sigur că îi reprezint, sigur că fiind, am mai folosit termenul astăzi, îl mai folosesc o dată, l-am învățat și eu de la dânsii, fiind la firul ierbii, unde se întâmplă foarte multe lucruri și ca să poți să le vezi, trebuie să fii acolo. E, am constatat, domnul Ghinea, că cei cu care noi ne ducem să stăm de vorbă nu prea sunt la firul ierbii. Ba mai mult decât atât, prietenul și colegul pe unul poate să confirme, îmi vâjie în cap tot timpul melodia lui Tudor Gheorghe degeaba. Degeaba. Ne mișcăm, nu e prima oară când ne ducem să facem un protest. În numele acestor mici producători care, așa cum i-am spus eu unui ministru secretar de stat, unde am fost tot așa cu domnul Păunel, că mici, dar să nu uite că sunt foarte mulți. Acești... Aici îmi pare rău să spun, mici, dar la protest au fost foarte puțini. Protestul nu l-am gândit bine. Noi ne-am... Adică și oamenii ăștia, dacă vor să-și rezolve problemele, eu cred că n-ați denumit întâmplător Uniunea Salvăm Țăranul Român, că putea să-i spuneți Dezbinarea Salvăm Țăranul Român. Uniunea înseamnă să vină cât mai mulți, nu câțiva, că dacă cei mulți vor să le rezolve cei câțiva problemele, s-ar putea să nu li se rezolve niciodată. Și mai văd acolo că aveți și o definiție. Uniți vom fi mai puternici. Păi măi, oameni buni, dacă vreți să vă rezolvați problemele, că nu sunt problemele domnului Păunel, domnului Lăcătuș și a celorlalți care au mai fost punctuale, sunt problemele dumneavoastră ale tuturor. Veniți, alăturați-vă, stabiliți-vă niște puncte pe care vreți să le susțineți și plecați la luptă toți, nu pe drum să se trezească din aia care au plecat doar 2 sau 3 și restul să stea acasă să vadă ce s-a întâmplat. Dacă e bine, am fost și noi. Dacă nu, asta e, ne pare rău. E, o spun cu durere, să știți, și da, cu părere și de corect. Rău. Și corect, așa cum spune domnul profesor, oamenii ăștia n-au nicio datorie să meargă acolo. Sunt oameni simpli ca și dumneavoastră și au asumat rolul ăsta, s-au implicat, o fac benevol, o fac pe banii lor, pe timpul lor, pe puterile lor. Nu sunt plătiți nici de unii, nici de alții. Fac totul pe buzunarul lor. Iar dacă dumneavoastră vreți să aveți succes, alăturați-vă lor sau alăturați-vă cui credeți dumneavoastră că trebuie să vă alăturați, dar deveniți odată o masă importantă atunci când ridică vocea să fie și ascultată. Că altfel e degeaba. De acord cu dumneavoastră, cu îngăduință, având în vedere vârsta mea, da? Și faptul că ne cunoaștem de atâta vreme, aș vrea să vă spun că eu, mâine, prin absurd, dacă aș fi ministru, prim-ministru, ce aș fi, și vine o mână de oameni care să strige, mă rog, între altele, ceva, eu râd jos guvernul, eu aș sesiza lucrul ăsta și m-aș gândi, dar oamenii ăștia, pe căldura aia toridă, chiar să ne trateze cu spatele, să nu zic, să nu vorbesc cu altă parte. Nu se poate așa ceva. Aveți dreptate că dacă eram acolo minim 500, că așa au promis, sigur, probabil că se deranja cineva și să spună, hai, trimiteți câțiva oameni încoace să stăm de vorbă cu dumneavoastră. Nu se poate lucrul ăsta. Deci nu se poate. În afara faptului că, domnul Ghinea, păi și la dumneavoastră, acum ce dumneavoastră chemați aici ca să se adreseze celor interesați în domeniul agriculturii, temele care le faceți extrem de interesante, chemați așa oameni după strada iurea? Nu. Chemați niște oameni reprezentativi, da?
Corect. Ăștia așa erau acolo. Păi, nu, în fine. În fine, depășim, da, momentul. Da, depășim, domnule. Depășim. Nici nu știu cu ce să întreb, cu ce să încep. Cer permisiunea domnului Păunel să încep cu grija noastră privind reorganizarea ministerului. Corect. O problemă foarte grea și care am constatat că există chiar și printre dumneavoastră. Astăzi am aflat acolo o persoană, nu știu cum o cheamă, mass media, așa, care a pus la îndoială solicitarea noastră, care avea justificare, și anume Ministerul Agriculturii să înființeze un departament al horticulturii. De ce? Asta ar fi întrebarea. Păi, i-am explicat și ministrului când am fost, foarte simplu. Atâta timp cât noi, de ani de zile, nu numai cu guvernarea asta, nici cu cealaltă, că nici atunci n-am avut, nu găsim pe cineva cu care să conversăm, să comunicăm. Nu găsim cui să ne adresăm și să ne și răspundă. Tot găsim persoane, mă ierte, chiar ministrul secretar de stat, care noi mereu le atragem atenția că sunt niște persoane de-astea, cum se cheamă, azi sunt, mâine nu mai sunt, mâine vine altul. Da? Iar noi rămânem aceiași. Ori, nu, vreau să fie un departament al horticulturii. Când nu există ființă umană în această țară să nu consume câteva specii de legume zilnic. Zilnic. Tot îmi cer iertare, nu defăimesc pe nimeni, dar tot scoatem în față grâu pentru pâine, porumbul pentru mălai, că e nenorocire, e nenorocire. Păi e nenorocire și dacă nu se mai fac legume. Și vreau să spun ceva, că toată lumea e speriată și există studii pe această problemă, și anume că e foarte posibil, eu probabil nu o să apuc și nu zic că mă bucur, că rămân copii, nepoții și strănepoții mei, dar este posibil ca nici legume să nu mai avem. Și le aducem de afară. Se va termina grâu, nu se va mai face grâu, prin absurd spun, sau porumb în România, nu-i nimic, aducem grâu din Franța. Noi aici, în acest studio, nu mai știu când am făcut noi cea mai mare producție de porumb. Acum 2 ani, cred. Da, 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 cam 2018, da. Așa, e. Și atunci am menționat noi aici, domnule, vă rog să spuneți, cea mai mare producție totală e una și producția la hectare e cu totul, da, alta. Păi eu mă laud cu câtă producție am făcut la grâu în 2021, și Franța vine și spune că producția medie e de 7 tone, 8 tone la hectar. Păi stau să mă trezesc și eu, așa, nu? Să văd adevărul. Așa e și la legume. Ne zbatem că vin legume din import și care ne taie la prețuri. Nu ne fac concurență neloială. Nu. Ei produc dublu pe unitatea de suprafață decât producem noi. Că, din punct de vedere calitativ, sunt inferioare aceste legume față de cele din România, da, dar eu am învățat o regulă de marketing din Israel. Când mi-a spus o fostă colegă care a lucrat la noi, la Băneasa, aici, așa, Eva îmi spune, zice, când am văzut eu căpșunile culegeau acolo, da, era de vreme, era înainte de Crăciun. Mamă, zic, ce frumoase sunt. Zice, stai, Victor, că vă dau și vouă să gustați. Când am gustat, n-avea niciun gust căpșunea aia. Și zic, măi, vă, dar n-au niciun gust. Bă, ce căpșune avem noi. Zice, dar cine le vinde după gust? Corect. Le vindem cum arată. Bun, haideți să luăm 10 secunde de publicitate și apoi revenim. Mă, tu mai fă-mi. Combaterea biologică este modul eficient și natural de control al dăunătorilor și bolilor din culturile dumneavoastră. Universal Group și Copert, parteneri cu natura. Am revenit în direct. Domnul Păunel, ce s-a mai discutat la conferința asta de presă? După cum bine știți și dumneavoastră, ne-am mai multe subiecte pe care le-am dezbătut. O parte din ele le-a adus aminte domnul profesor. Dar am structurat conferința de presă pe tot ceea ce înseamnă ajutoare naționale,
subvenția APIA, dezvoltare rurală și alte scheme de sprijin. Bineînțeles, vorbim de perioada de tranziție, că de-aia am și numit așa titlul conferinței noastre. Și aș vrea să intru direct în subiect, domnul Ghinea, vis-a-vis de ajutoarele naționale. De stat. De stat. Ajutoarele de stat, ajutoare pe care le primim din partea Ministerului Agriculturii, din partea Guvernului României și așa mai departe. Ați pomenit noastră de acțiunea de protest. Această acțiune de protest a venit în urma întâlnirii pe care am avut-o cu o săptămână, două înainte la Ministerul Agriculturii, unde nu am ajuns la o înțelegere pe anumite aspecte. Și unul din ele este acel departament de horticultură în cadrul Ministerului Agriculturii. Răspunsul a fost din partea domnului secretar de stat că se gândește într-un fel să facă un mic compartiment, ceva de genul acesta. Da. La ajutorul de stat, când am ajuns la ajutorul de stat, pentru că, încă o dată vreau să mă repet, cred că cel mai greu an în legumicultura românească pentru producătorii agricoli, nu pentru cei care cumpără, revând, fac importul și așa mai departe. Prețuri foarte, foarte mici, producții în unele zone destul de bune, în alte zone și producții micuțe. Și să nu uităm de creșterea cu procente de la 30 până la 200, chiar 200 ceva la sută, a tot ceea ce înseamnă inputuri pentru agricultură. Insecticide, pesticide, fertilizanți, materiale de construcții și așa mai departe. Și de ce nu chiar carburantul? Dacă anul trecut pe vremea aceasta, cred că era undeva 4,2-4,5 lei litru de benzină și de motorină, acum deja cred că a sărit peste 6 lei. Deci din start avem o creștere de 30-40% doar la combustibil. Să nu mai vorbim de scumpirile care ne așteaptă vis-a-vis de energie electrică, gaze și așa mai departe. Și noi avem prețuri exact ca în anii 90. Un leu pe kilogram, 80 de bani, 60 de bani. Adică, într-adevăr, acum cunosc un trend ascendent, pentru că nu prea mai sunt atât de multe legume. Căldurile excesive au deteriorat atât calitatea cât și cantitatea pe care trebuia să o scoatem. Avem pierderi de producție, o supramaturare timpurie, pierdere de rod și așa mai departe. Și, bineînțeles, domnul profesor, aș vrea să-mi confirme, am avut o vară destul de secetoasă. Când avem veri secetoase, avem probleme cu dăunătorii. Dacă anul acest statut absolut încă nu a făcut ravagile pe care le așteptam, dar de acum încolo are tot timpul, pentru că deja sunt avertizări, am avut mari probleme cu tripsul și cu partea de acarieni. Deci, legumicultura, cum spuneam și altă dată, este într-un fel sau altul în faliment. Noi am cerut ajutor de stat și acolo am intrat în impas. De ce cerem acest ajutor de stat și îl cerem în continuare? Pentru că, și vreau să repet, toate statele membre ale Uniunii Europene, cel puțin vecine cu noi, au acordat aceste ajutoare de stat în sume substanțiale, nu le mai spun, dar au reușit și reușesc într-un fel sau altul să creeze aceste pârghii pentru ferma mică, ferma de familie, gospodăria țărănească, de a se dezvolta, de a face lanțul scurt de aprovizionare, de a ajuta pe producătorii locali să-și expună, să-și vândă marfa și să rămână acolo să-și desfășoare activitatea. Noi nu avem nici programe naționale. Programe naționale. Și vreau să încep cu fostul program Tomata. Și vreau să vorbesc tehnic, domnul Ghinea. Dacă în anul 2019 am avut în jur de 43 de milioane de euro pentru programul Tomata, în anul 2020 am avut vreo 36 de milioane de euro. Dacă în anul 2019 am primit 3.000 de euro pe 1.000 de metri pătrați, în anul 2020 am primit 2.200 și ceva de euro pe 1.000 de metri pătrați. Eu vreau să le aduc aminte celor de la minister, pentru că au spus că au alocat o sumă destul de substanțială. Nu. În 2020 am avut cu aproape 7 milioane de euro mai puțin ca în 2019. În 2021 a venit domnul Oros, am fost și eu la discuții, chiar m-am bucurat, am stat 3 ore la dânsul în cabinet, mi s-a părut că o să facem lucruri frumoase, pentru că cel puțin s-a exprimat destul de corect, destul de încrezător în ceea ce vrea să facă. Am înlocuit programul Tomata cu un program de sprijin pentru mai multe categorii de legume cultivate în spații protejate. Aici am întindă tomate, inclusiv tomata a rămas, castravete, vânătă, ardei grași și capia, varză și, bineînțeles, a apucat să spună varză roșie, dar nu mai nu să mai spun. Dar și varză roșie în solar, credeți-mă că dacă dumneavoastră ați domnul profesor, eu n-am văzut niciodată varză, dar nu mai contează. Trebuia să fie pe primul ciclu. Dar ce vede? Surpriză și aici. 30 de milioane 500 de mii de euro. Mai puțin cu 7 milioane de euro ca în anul 2020. Și nu mai primeam constant, nici 2200, o să primim 2000 de euro. Ce am mai cerut noi și nu s-a în orice adrese și întâlniri pe care le-am avut, deci dacă și în acest program ne înscria mai mulți, suma putea să scadă. Dar dacă suntem mai puțin, nu poate să crească.
L-am terminat de la minister, am văzut și o analiză făcută de API, a făcut o centralizare, sunt 14.000 ceva de beneficii, potențial beneficiari. Pentru că și aici vreau să revin. Pentru că domnul Oros, înainte de a face noi protestul, a dat un comunicat de presă aici pe postul național de televiziune și a spus ce de ajutoare primim noi legumicultorii. Da, dar toate sunt la OS. Noi n-am primit nimic în anul 2021. Să ne înțelegem. Ajutorul de minis pentru legume cultivate în spații protejate se va desfășura în perioada 2 noiembrie 2 decembrie. Banii vom primi cel mai devreme în 25 decembrie până undeva 15 ianuarie. Cei care o să rămână, nu toți cei 14.000, și am solicitat și solicit și acum public și am solicitat și conferința de presă să se împarte suma de 30.500.000 de euro la numărul de beneficiari. Dacă ne cade 2.000 și 1 euro, să ne dea și euro acela, că e al nostru. Nu se dea la alte sectoare. De asemenea, am solicitat și astăzi și la întâlnirea la minister ca să devanseze perioada de recoltare. 2 noiembrie este un termen destul de tardiv pentru producătorii de legume din România. Cerem să fie 15 octombrie, 15-20 octombrie începerea recoltării și vizita pe teren să fie undeva la începutul lunii octombrie. Deci asta vorbim de programele naționale, pentru că domnul Oros vrea să ne spună că am primit o căciulă de bani. Vreau să trec și la... În anul 2021 nu am primit niciun ban, domnul Ghinea, ca să fie clar pentru toată lumea și pentru legumicultori și pentru cei care conduc ministerul la această dată. De asemenea, ne-a vorbit despre programele europene. Cum spuneam, perioada de tranziție, 2021-2022, da? Acești bani, 3.400.000.000 de euro, România putea să-i acceseze. Știți că cunosc cât de cât domeniul fondurilor europene și cu falsă modestie vă spun, chiar mă pricep puțin. Puteam să accesăm de la 1 ianuarie 2021. Suntem la 1 septembrie 2021 și de-abia am deschis două submăsuri de succes și două submăsuri mai puțin cunoscute de către fermieri. Avem 3.400.000.000 de euro pe care trebuie să-i cheltuim până la finalul anului 2023. Nu vorbim de măsurile de succes, dar să vedem și la asta cum va fi 6.1.6.3, instalarea tehnilor fermieri și sprijin pentru fermele mici, că s-ar putea să implementeze. Dar și aici vreau să s-a deschis sesiunea în 27 august, da? Se depun proiecte, după aceea urmează perioada de evaluare, urmează perioada de vizită pe teren din partea reprezentantelor JEFIR, contractare și așa mai departe, și acești bani îi vom primi în a doua jumătate a anului 2022. Ca să ne înțelegem. Puteam să accesăm de la 1 ianuarie, accesăm către sfârșitul anului 2021 ca să primim în 2022. Asta este o mare realizare a Ministerului Agriculturii. Da? O altă mare realizare ca idee vorbim de sprijinul cuplat. Sprijinul cuplat, știți și dumneavoastră, în 2014 până în prezent, România beneficiază de anumite sume substanțiale pentru cultivatorii de legume cultivate în spații protejate, tomate de industrie, castravete de industrializare și așa mai departe. Suma a scăzut constant. Noi, în 2014-2015, România a negociat 13.300.000.000 de euro pentru sectorul legume-fructe cultivate în spații protejate, atât în solarii cât și în sere. Dacă în primii ani de zile această formă de sprijin nu a fost atât de cunoscută și s-a împărțit bugetul la numărul de beneficiari și oricum aceasta este schema care se practică peste tot în Europa, ușor, ușor oamenii au aflat de această schemă și suprafețele care s-au declarat nu reale, care s-au declarat la API au crescut constant, numai că suma a scăzut la 13.300.000 de euro, domnul Daia ne-a lăsat la 3.400.000 de euro. Ne-am sesizat, că știți și dumneavoastră, anul în 2020, în ce mi-au caminte, am făcut adrese, am venit cu argumente și așa mai departe, am reușit să suplimentăm până la 6.000.000 de euro. 6.000.000 de euro a venit undeva în jur de 4.600 de euro pe hectar. În anul 2020, purtând discuții cu reprezentanții de la minister la acea perioadă, am reușit să primim 4.880 de euro, dar ne-am dus la 9.000.000 de euro, tot mai puțin cu 5.000.000 de euro față de bugetul total. Cerem în continuare revenirea la bugetul inițial, 13.300.000 de euro, cu suplimentarea acestea până la 18.000.000 de euro, pentru că între timp, cum vă spuneam, și input-ul și toate costurile au crescut. Deci, bun. Să termin programele. Trebuie să luăm publicitate, dar înainte de a lua publicitate, vreau să vă anunț atât pe dumneavoastră cât și pe telespectatorii Agro TV că mâine seară, începând cu ora 20, ministrul Adrian Oros va fi prezent aici în studio și vom discuta cele mai importante subiecte ale momentului. Publicitate și revenim.